Accidentele rutiere cu implicarea bicicliștilor au devenit tot mai frecvente în ultima perioadă, iar din acest motiv, comunitatea bicicliștilor din țara noastră a decis să organizeze un protest pentru a atrage atenția autorităților. Colega mea, Dumitrița Ungureanu, urmărește această acțiune și ne oferă detalii. Dumitrița, ai legătura. Bun găsit! Zeci de oameni s-au strâns astăzi în piața Marii Adunări Naționale pentru a participa la un protest inedit organizat de către comunitatea bicicliștilor din țara noastră. Este vorba de un protest pașnic prin care participanții simulează moartea. Aceștia stau culcați pe asfalt lângă bicicletele lor. O am alături de mine pe Ana Popa, cofondatoarea Alianței pentru Biciclete, care ne va spune de ce este organizat acest protest și care este scopul. Bună ziua! Ne-am culcat aici într-un loc simbolic, în Piața Marii Adunări Naționale, ca să ne vadă cât mai multă lume și să transmitem un mesaj la cât mai mulți oameni și atragem atenția atât autorităților locale cât și autorităților centrale asupra problemei lipsei infrastructurii pentru transport alternativ pentru biciclete în Chișinău, dar și pe șoselele naționale. Evenimentul care ne-a mobilizat pe noi, comunitatea bicicliștilor, a fost accidentul campioanei de la ciclism de săptămâna trecută, Anei Rodina, și am decis că este nevoie în sfârșit ca autoritățile să ia atitudine, să propună niște soluții concrete, adică sunt deja doar discuția despre cât de important este transportul alternativ nu este suficientă, avem nevoie de un plan concret și de pași concreți care trebuie să întreprinși acum ca să oprim și să nu mai avem accidente repetate atât în orașul Chișinău cât și în alte orașe din Moldova și pe șoselele naționale. Ana, tu te simți în siguranță circulând pe bicicletă pe șoselele din țară? Din păcate nu, chiar în acest weekend am făcut o călătorie de la Chișinău până la Cahul și am avut câteva situații foarte riscante numai într-o singură călătorie. Fiecare ciclist atunci când iese din oraș și se deplasează, indiferent dacă este ciclist de performanță sau este un biciclist amator sau călător, este în fiecare zi expus la acest risc de a fi lovit de o mașină pentru că șoselele noastre nu sunt adaptate în niciun fel, sunt înguste, iar automobilele se deplasează cu viteză. Îți mulțumim, Ana. Dragi telespectatori, să știți că în ultimul an au avut loc peste 100 de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor, iar 10 dintre persoanele implicate au decedat și peste majoritatea dintre ei au rămas cu traumatisme. Acestea au fost informațiile deocamdată. La revedere!